principiul regimului opt, începutul regimului nouă. Orașul cunoaște o puternică dezvoltare generală, însoțită de vertiginoasa creștere a traficului rutier. În București locuiesc 2 milioane de oameni pe o suprafață de 1000 km pătrați, dispunând de o rețea stradală de 1700 km. În oraș intră zilnic parterele de asfalt, de fier și aeriene, sute de mii de călători și navetiști din centrele apropiate, precum și un mare număr de turiști. În decursul a 24 de ore, mijloacele de transport în comuna de capitalei trebuie să asigure un număr de 4 milioane de călătorii. În peisajul urban au devenit familiare instalațiile care răscolesc pământul în stânga și în dreapta, enervându-ne uneori cu zgomotul lor sacada. Se realizează ziduri subterane din armături puternice, temeinic betonate. Se controlează galerii largi și stații mari încăpătoare. Ne-am obișnuit să trecem zilnic pe lângă lucrări care schimbă nu numai fața orașului, ci și structura lui subterană. Sunt vremelnic mutate la suprafață artere vitale ale urbei, sunt regrupate conducte și cabluri subterane. Se schimbă cursul Dâmboviței pentru a fi supraversată, carosabilul este desfăcut de-a lungul a 10 de kilometri, apa freatică este pompată la suprafață. Acestea sunt activități care dau viață hotărârii luate de cel de-al 11-lea Congres al Partidului Comunist Român din inițiativa personală a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la începerea în 1975 a lucrărilor de construire a metroului, eveniment major în istoria de peste 5 secole a Bucureștiului. Realizarea metroului a fost precedată de un laborios program de studii de specialitate. Cercetarea, proiectarea și execuția construcției, instalațiilor, echipamentelor tehnologice și de dotare au constituit examene de maturitate ale constructorilor noștri. Proiectele corespund desideratelor rezolvării pentru prezent și viitor a problemei transportului în comun al capitalei. Lucrările deschise pentru galeriile de pe malul drept al Dâmboviței sunt continuate prin execuția de tuneluri cu scuturi. Aceste gigantice cărtițe mecanice perforează subsolul orașului în timp ce viața de la suprafață se desfășoară netulburată. Nisip, apă și argilă, acesta este subsolul Bucureștiului, despre care se credea că nu va putea găzdui niciodată un metro. Peste 5.000 de specialiști din institute de cercetări, proiectări, învățământ superior din uzine și fabrici au stabilit tehnologii care să învingă acest nu se poate construi metro în București. De altfel, multe credințe care începeau cu nu se poate face au fost contrazise de realizările noastre din ultimii ani. Iată că Bucureștiul are metro. Cei ce construiesc cartelele subterane ale capitalei îl consideră primul proiectant și constructor al metroului, a condus îndeaproape întreaga operă de pregătire și edificare a acestuia. Al metroului bucureștean, în lungime de peste 8 km, cuprins între timpuri noi și semănătoarea, a fost inaugurat în decembrie 1979. Din anul 1980, continuă lucrările la celelalte tronsoane ale primei magistrale, militar Titan de aproape 30 km, care va fi dată în folosință în 1983. Conform hotărârii Congresului al 12-lea al Partidului, până în 1985 va fi dată în funcțiune o linie de peste 35 km, incluzând și o parte din magistrala a doua, nord-sud, cu legătură la gara de nord.
are efecte favorabile asupra întregii noastre activități, contribuind la creșterea calității vieții. Maestru Forjor, tot în practic de la întreprinderea Timpul Noi. El călătorește cu metroul între stațiile Eroilor și Timpul Noi, împreună cu colegii săi Gabriela Zdrenghea, operatoare la oficiul de calcul, și Alexandru Moraru, strungar la sculărie. Câțiva dintre zecele de mii de beneficiari ai metroului, oamenii muncii din întreprinderile bucureștene. Ne vorbește maestrul Forjor de o vreodobitate care locuiește în drumul taberei. Drumul meu de acasă până la întreprindere și înapoi dura circa 2 ore, 2 ore și jumătate. Și aceasta cu o condiție. Dacă mijloacele de transport în comun veneau la timp. De când folosesc metrou, economisez mai mult de jumătate din acest timp, adică peste o oră pe care îl pot folosi pentru întreprindere sau pentru familie, pentru timpul meu liber. Metroul devine treptat o coloană vertebrală pentru întregul transport în comun al capitalei. Celelalte sisteme de suprafață urmând să se restructureze în rețele complementare pentru distribuția fină în teritoriu. Stațiile cuprind toate componentele funcțional-tehnice necesare, într-o formă agreabilă, discretă, oferind privirii spații organizate într-o arhitectură proprie fiecărei incinte, pe scurt, adevărate palate subterane. Stațiile sunt folosite în același timp și ca pasaje de supraversare a unor artere. Capacitatea finală de transport a magistralei 1 de metrou va fi de 50.000 de călători pe oră și sens, asigurându-se intervalul minim de timp între două trenuri de numai 90 de secunde. La execuția primului tronson al metroului bucureștean au participat toate unitățile importante de construcții-montaj românești. Instalațiile, echipamentul tehnologic și de dotare, multe produse asimilate pentru prima oară la noi în țară, au fost furnizate de marile întreprinderi și subunități din județe. Pe șantierele metroului s-a format un detașament de constructori de mare competență profesională și tehnică. Această operă durabilă a spulberat definitiv opiniile unor specialiști români și străini care susțineau că, în condițiile subsolului bucureștean, nu se poate construi un metrou sau că o asemenea lucrare complexă nu poate fi realizată fără asistență și sprijin din afară. Metroul din București reprezintă o creație remarcabilă a științei și tehnicii românești, o dovadă a forței noastre creatoare și constructive.